Bună dimineața, ce avem noi aici? Avem propaganda medicală, sanitară. Mi s-a părut un subiect bun, dat fiind că tot ne confruntăm zilele astea cu un nou flux de informații pe tema ai grijă de tine, spală-te pe mâini, fă aia, fă aia, lucruri care, cu regret trebuie să o spunem, erau mai bine cunoscute de populația României înainte de 1989, pentru că uite ce e aici. E un tank de lucrări, de propagandă sanitară, medicală. Sunt nenumărate astfel de cărți, aici sunt vreo 20-30 probabil, cărți și broșuri, pentru aproape toate fucking bolile posibile. Și dacă vă mai aduceți aminte că la școală, pe timpul ceașcă, era obligatoriu să ai la tine săpun, prosopel, ți se controlau mâinile și unghiile, să ai unghiile curate, erai controlat în urechi, erai controlat de păduchi. Nu știu dacă ar mai merge făcut în zilele noastre, dar cu siguranță o clasă de copii de pe timpul ăla era mai curată decât o clasă de copii de acum și spun asta datorită faptului că erau controlați să fie curați și lucrul ăsta chiar se făcea bine. Sunt și alte vremuri, gândiți-vă că sunt vremurile în care jumătate din populația României încă nu avea o baie. Jumătate dintre copii aveau părinți care veneau din zone foarte sărace, paupere, deveniți orășeni pentru că își luaseră un job la o uzină. Dar și lucrurile astea se făceau pentru a educa. Nu zic că era mai bine atunci, zic doar că ar fi bine ca și acum să se facă astfel de educație și o să vă arăt despre ce este vorba. Ăsta este un pliant care privește alimentația bolnavilor cu probleme cu rinichii, Mititel. Un regulament privind desfășurarea concursurilor de educație sanitară, sanitarii pricepuți. E o expresie pe care trebuie să o știți. Îi întrebau o droaie de chestii, nu doar, uite, inclusiv de alcool, tutun și așa mai departe. Ăsta este caietul de lucru pentru ăla. Adică cum înveți pe copii educația, ce să înveți, pe grupe de vârstă, pe grupe de interes. De exemplu, în liceele agricole se făcea primul ajutor al muncitorilor agricole. Uitați lucrul despre care vorbeam. Zilnic pentru clasele 1-4, de 3 pe săptămână la clasele 5-8. Mâini curate, unghii tăiate, dinți spălați, păr curat, pieptănat. Corp curat, control urechi, fete, gât, batistă curată, îmbrăcăminte, rufăria, nu ne controla nimeni la chiloță, fiind sănătoși. Așa, hepatita. Epiteta epidemică, despre care, uite, ăsta a fost unul din argumentele mele privind măsurile astea împotriva pandemiei. Sunt o droaie de boli care pot circula în același fel ca virusul ăsta și nimeni nu le băga niciodată în seamă. Nici acum nu le băga în seamă. În caz că nu știți, și tuberculoza se ia tot așa prin aer. Caria dentară. Cum să previi, cum să scap de ea. Invitația la vigilența anticanceroasă. Sună spooky, dar vă asigur că în momentul... ideea e că în momentul ăsta nu găsești nimic de tipul ăsta. Găsești niște autori în librării, dracu știe dacă or fi niște imbecili sau au furat de pe undeva conținutul ăla sau dau sfaturi greșite, cum sunt unii pe net, sau cum e Olivia Ster. Cum să nu te otrăvești cu produse, cu pesticide agricole, despre asta e vorba. Cele mai folosite, care sunt semnele intoxicațiilor, cum te protejezi. Mega simplu, sunt doar 16 pagini, absolut geniale. Cum trebuie înțeleasă igiena la locul de muncă? Uite, asta e întrebarea la care multă lume nu știe să răspundă azi. Ce ai de făcut? Uite, ți-ai explicat că o cască de protecție există, dar o greutate de 2,5 kg lansată de la 2 metri. Adică te făcea să înțelegi de ce trebuie să îți aperi pielea. Prevenirea rabiei umane. Vedeți? Nici nu știu că există rabie umană. E acel tip de turbare care se ia de la animal la om, că nu toate tipurile de turbare. Aerofobie, crize de aer la cel mai mic, spasme respiratorii la cel mai mic curent de aer, crize furioase, tendința de a fugi și de a lovi. Cam nasolă, nu? Jumătate din șoferii României parcă au rabie umană. Poziția corpului în timpul muncii. Hepatita virală, atenție. La fel ca ăsta, tot un virus, nu un coronavirus, ce-i drept, dar e un virus.
regimul de odihnă, de muncă, regimul alimentar. Primul ajutor, din nou o broșurică foarte utilă în zilele noastre. Nimeni nu mai știe să facă primul ajutor. Și după cum vedem în, la știri, i-ați văzut pe dobitocii care au filmat un om care se înneca cu mâncarea? I-ați văzut, nu? Nu s-au gândit nicio clipă să dea primul ajutor. Jumate au și spus, da, dar eu nu mă pricep. Și nu ne mai pricepem pentru că societatea nu ne mai învață în copilărie, când ar fi cel mai ușor, cum să ne ajutăm semenii aflați în distres. Ăsta e un caiet mai degrabă pentru profesori. Educația pentru sănătate. Pe toate scrie Ministerul Sănătății, Institutul de Igienă și Editura Medicală, adică cei trei factori de credibilitate maximă. Textul ăsta spune că este scris de un cercetător, da, de un tip care se pricepe, este tipărit la unii care înțeleg ce zice cercetătorul și are girul ministerului, adică mai credibil de atât nu se poate. Îmi pare foarte rău că Ministerul Sănătății în momentul ăsta nu mai tipărește absolut nimic. Asta e o brășurică, simpatică foc, de cum vedeți. Primul ajutor, varianta scurtă, lecții, fractură, intoxicație, nec, cum transporti, cum pansezi, cum foarte bună. Ceva la care ar trebui să ne gândim mai des, igiena localității, este cumva normal dacă aruncăm tâmpenii peste tot, vom contamina sursele de apă, vom contamina camera de dormit, câinii și pisicile ne pot băga și într-un film neplăcut, pesticidele la fel, insectele, rozătoarele. Asta e manualul grupei sanitare și el interesant foc. Ceva mai amplu, adică cred că ajungeai asistentă medicală citindu-l pe ăla. Un curs de prim ajutor, extrem de util, crucea roșie. Doamne, de ce nu mai facem crucea roșie lucrurile astea? Și am lăsat la urmă chestiile legate de sex, baby. Pentru că sexul era important pentru comuniști. Ceaușescu își dorea o țară cu foarte, foarte multe familii, cu foarte, foarte mulți copii. Dorea ca populației României să crească, să aibă cât mai mulți muncitori în fabrici și uzine. Și ăsta e un material, încep cu ăsta pentru că e foarte rar. Comuniștii au negat SIDA. Deci comuniștii spuneau că românii nu au SIDA, nu fac SIDA. Și îi ascundeau și îi tratau mizerabil pe cei bolnavi de SIDA. Îi suspectau în primul rând de homosexualitate, lucru care era interzis în regimul comunist, sau de prostituție. Mă rog. Ia uite, se vorbește numai de SUA. SUA, numai la capitaliști era SIDA. Mă rog, este o cărticică care nu ajută pe nimic, cu nimic cum l-a găsit, da? Sfaturi pentru tinerii căsătoriți. Cum te reproduci ușor, da? Cum faci sex ușor? Cum faci sex corect, cetățenesc, tovărășesc? Ce medicamente, ce somn, ce la, absolut înfiorător. Să te cuplezi cu o fată și să te dea asta la citit. Înfiorător. Ce trebuie să știm despre bolile venerice? Bă, trebuie să știm foarte multe lucruri. În momentul ăsta nimeni nu mai face acest tip de educație. Copiii fac sex, tinerii, tot mai devreme. Și nimeni nu face acest. Deci dacă nu îi curiozitatea să afle de pe net una alta, nu află nimic. Statul s-a predat complet la capitolul ăsta. Am lăsat la urmă pe asta pentru că este absolut adorabilă. Vă dau exemplul ăsta. Nu legați prietenii cu persoane necunoscute, întâlnite întâmplător, pe bulevard, în restaurante, în parcuri, în cinematografe sau în alte lacuri. Surpriza, ca urmare a unei cunoștințe făcute în condițiile de mai sus arătate, poate să apară fie după 3-5 zile, respectiv blenorogia, fie după 3 săptămâni, respectiv sifilisul. Înțelegeți ideea? Deci ți se spunea să nu faci sex cu oameni pe care nu-i cunoști, pentru că toți sunt bolnavi. Uite ce zice aici, ce zice la domnul așa. Recomandări finale. Evitați legături sexuale întâmplătoare cu persoane necunoscute sau insuficient cunoscute. De fapt, e vorba de safe sex aici, nu de așa. Încercați să preveniți îmbolnăvirea prin măsuri de igienă. Folosirea prezervativului, toaleta cu apă și săpun, soluții slab antiseptice. Ce drăguț! Prezentați-vă la medic, nu vă tratați singur, întrerupeți raportul sexual la cea mai mică suspiciune, urmați tratamentul și așa mai departe. Asta e povestea. Chiar dacă tonul e ridicol, intenția a fost foarte bună. În momentul ăsta, bolile cu transmitere sexuală au ajuns până la cer, vă spun eu sigur. Puteți întreba un medic dacă nu mă credeți. N-am avut niciodată asemenea incidență, poate în timpul celui de-al doilea război mondial. Să se mai întâmplă așa ceva.
Asta e colecția de cărticiole de propagandă medicală. Mie mi se pare excelente pentru o lucrare de doctorat sau de master sau o anchetă jurnalistică mișto, un documentar, pentru că diferențele între ce făceau ăștia și ce fac ai noștri de la cer la pământ. Gândiți-vă că noi încă transmitem oamenilor să spere pe mâini. Atunci nu mai era problema. Deci nivelul de cunoștințe sanitare era de 50 de ori mai mare decât azi. Și asta e un lucru asupra căruia putem să reflectăm împreună. Vă las acum toate cele bune!